Doamnelor și domnilor, bună seara! Sunt Margareta Răducanu și vă prezint emisiunea Noi despre Noi. La noi totul se întâmplă pe neașteptate. Cu iarna la fel a fost. Vine pe neașteptate, deși noiembrie își închide ușile și nu poate să nu vină iarna. Pe neașteptate această iarnă nu pleacă, deși suntem în prag de aprilie. Pe neașteptate, niște oameni cu fețele ascunse zăbovesc prin biroul unui primar general, deși acel birou de mult era o sală de așteptare, anume pentru oamenii cu fețele în straie. Într-o zi, nu ne-am așteptat că becul din apartament va roti mai cu viteză contorul. În altă zi, tot pe neașteptate, ne dăm seama că ceaiul de la dejun a devenit cu câțiva lei mai scump per metru cub. Totul pe neașteptate și numai viața moldoveanului poate firesc și așteptat să devină tot mai grea, tot mai grea și mai grea. Din aceste considerente era și de așteptat că, într-o bună zi, pe neașteptate la o simplă numărătoare de cetățeni, să ne îngrozim că numărătoarea s-a oprit la cifra 2 milioane. Atâți am rămas din 4 milioane cât eram cu vreo 5 ani în urmă. Și dacă cam vreo 800 de mii de moldoveni îi mai putem găsi prin castelele europenilor ori pe șantierele vilelor Rubliovcăi, atunci celălalt mai bine de 1 milion de moldoveni, unde să-l căutăm oare? Știința numită statistică definește fenomenul drept situație demografică precară, când mortalitatea depășește natalitatea și sporul natural devine negativ. Noi o vom numi mult mai simplu. De murit murim, dar nu ne naștem. De la cele mai înalte tribune suntem avertizați mai zilnic că dacă așa va continua, populația Republicii Moldova poate să dispară. În cele mai de vârf birouri se întocmesc rafturi de tot felul de programe și rezoluții pentru a explica de ce numărătoarea s-a oprit la cifra de 2 milioane. De parcă noi n-am ști că celelalte 2 milioane de moldoveni îi putem număra după crucile din cimitire, ori după băncile pustii din școlile satelor noastre. A nins recent pe neașteptate, în prag de aprilie. Frumos a nins. Pentru majoritatea moldovenilor însă a fost o banală ninsoare care a așternut pe umerii omului simplu un braț de lemne în plus aruncat în soba sa. Niște metri cubi mai mulți pentru a pregăti o supă copiilor săi. Câteva becuri stinse pentru a face economie. Pe neașteptate ne vom pomeni că toată ultima zăpadă din acest an va fi și ultima picătură care umple cazanul unei statistici peste linia care va indica, de fapt, că situația demografică a ajuns la limita de fierbere, transformând-o firesc și pe neașteptate într-un genocid. Acesta a fost cuvântul înainte de astăzi. Iar noi continuăm edițiile Noi despre Noi cu noi teme și noi invitați în studioul nostru. Astăzi invitații din studio, deocamdată doar unul singur, sperăm că întârzierea este mică și vom putea discuta cu două persoane, dar în fața mea o am pe Cristina Țărnă, expert anticorupție, avocat, ex-director adjunct al CNA. Bună seara și mulțumesc pentru că ați venit. Bună seara! Avem fiecare dintre noi timpul destul de redus pentru că graficul este încărcat la toți dintre noi, dar vă mulțumesc că ați acceptat să discutăm despre un lucru care la momentul de față apare într-o situație așa confuză în mentalitatea și în percepția moldoveanului. Este vorba de disponibilizărilor unor funcționari și revenirea lor la locul de muncă sau la un loc de muncă alături de cel din care a fost disponibilizat, despre imaginea care în urma acestor situații și-o creează CNA-ul, despre situația că judecătorii sunt sau nu sunt catalizatorii acestui fapt și despre multe alte lucruri care la momentul de față, chiar și câteva zile în urmă, a apărut în presă, a deranjat și șeful CNA-ului care a scris câte ceva despre lucrul acesta. Dumneavoastră, ce părere aveți? Suntem într-o situație... Da, vă rog frumos, regia îmi spune că a venit și al doilea invitat, vă rugăm să intre. Da. Doamna Țărnă, dumneavoastră, spuneți-mi, ne aflăm într-o situație când imaginea CNA-ul șopătează sau sunt niște situații regizate și niște jocuri în alte, în culise? Vorbim despre faptul că ar trebui sau nu ar trebui, ca și principiu,
persoanele care au fost condamnate pentru acte de corupție să poată să revină la locul de muncă. Sigur că nu ar trebui să revină, din simplu motiv că un act de corupție se săvârșește de către un funcționar sau o persoană care este plătită de la bugetul de stat în virtutea funcției pe care o deține. Și în loc să servească interesului public, această persoană alege să-și facă în primul rând interesul propriului buzunar, neglijând interesul cetățeanului de rând. Or, în momentul în care este condamnată pentru corupție, este cumva logic să revină în funcția din care e permis să mai facă un ban în plus de o manieră ilegală. De asta nu cred că e vorba despre imaginea CNA-ului. CNA-ului ca și instituție pe care o respect foarte mult pentru că am activat în această instituție. Sigur că pentru CNA este o chestiune de onoare ca rezultatul muncii sale, adică persoanele care sunt condamnate pentru act de corupție, pentru că e un proces destul de anevoios, urmărirea penală și așa mai departe. E o chestiune care ține de onoare să vadă că, bine, nu a mers la închisoare, dar cel puțin nu mai este în funcția respectivă. Și în momentul în care se întâmplă și cazuri din care persoanele, după ce au fost condamnate pe dosare instrumentate de CNA și Procuratura Anticorupție, revin în funcție, practic, din punct de vedere a persoanei care a venit și a anunțat CNA-ul despre acest caz de corupție, este echivalent cu injustiția totală. Pentru că a plătit o amendă și asta este tot. Iar în funcție a revenit și poate să ia bani și mită în continuare. Lăsând la o parte interesul instituțional la CNA să aibă o imagine bună și să aibă o credibilitate mai mare în societate, noi trebuie să ne întrebăm noi ca și societate. Avem nevoie, ne putem permite luxul să plătim din banii contribuabililor funcționari care, pe lângă salariul pe care îl plătim noi din buzunarul nostru ca și cetățeni, ne mai impun să mai scoatem o dată bani din buzunar ca să le mai dăm și mită. Și asta e o latură a monedei. Dar există, trebuie să recunoaștem și o altă latură umană foarte dificilă. La bugetari salariile nu sunt foarte mari. Da, noi ați numerat în cetățenii Republicii Moldova în partea introductivă a acestei emisiuni și e adevărat că există o problemă de cadre. Deci faptul că se răresc rândurile moldovenilor afectează în mod inevitabil și calitatea cadrelor și că persoanele care lucrează în instituțiile statului, pentru că sigur că ai vrea să poți să ai un concurs mare, să ai cei mai buni să vrea să vină. Din păcate, foarte mulți dintre cei mai buni pleacă și nu prea vin să lucreze, ori dacă ajung să lucreze în Republica Moldova, nu neapărat aleg să lucreze pentru la un salariu de stat. Și atunci putem să ne trezim în situația în care, da, e și normal să nu tolerezi un funcționar care mai vrea și mită pe lângă salariu din banii contribuabilului, dar de la contribuabilul ăsta mai vrea ilegal și mită. Dar pe de altă parte putem să ne trezim că nu o să mai fi nimeni în locul acelui funcționar. Atunci trebuie să iau decizie de principiu, fie se măresc salariile lor și li se spune gata, până aici, mai mult dacă luați chiar dar nu este o altă problemă, este că nu este o alternativă omului condamnat pentru corupție să-i dai voie să lucreze mai departe. Asta este, că nu poți după ce i s-a deschis un dosar penal, bine că este prezumția nevinovăției până la urmă. Nu, vorbim despre o persoană condamnată. Condamnată deja, da. Dar la noi se luptă cu corupția și aflându-ne într-o situație când suntem pe ultimele indicii de țară plină de corupție și să-ți permiți luxul să-l readuci pe cel om care la fel s-a ocupat cu corupția, nu știu dacă este până la urmă. Eu asta spuneam, ar trebui să ne întrebăm noi ca și societate ce ne dorim. Ne dorim să le plătim salarii din contribuțiile, din impozite și în afară de asta să mai scoatem o dată din buzunare banii pe care nu-i avem ca să le mai dăm și mită, ne dorim asemenea funcționari sau ne dorim să scoatem din buzunar din start un impozit mai mare ca să-i dăm un salariu legal ca el să nu mai... Dar iarăși e o întrebare fără sfârșit. Știți chestia asta cu de ce se corup funcționarii? Pentru că au salarii mici sau au salarii mici pentru că ei tot iau mită și nu mai poate niciodată să crească bugetul țării și nu trăim mai bine pentru că avem funcționari corupți? La fel ca și dilema cea a apărut mai întâi, ouă sau găină. Sau găină, da. Exact același lucru. Dar, cum spuneam eu la început, înainte de a mă adresa, bună seara, domnul Midrigan, îmi pare rău, probabil a fost ambuteiaj în... Chiar un accident în apropiere se întâmplă
Da. Stimați telespectatori, al doilea invitat din studio este Pavel Midrigan, expert și jurist. Mulțumesc pentru... și avocat. Mai bine avocat. Mai bine avocat. Fiindcă la noi experți, aproape toți sunt experți, nu știu de ce. Bine, avocat, analiști, ne experți, limităm, da, ne limităm avocat. Vă mulțumim până la urmă că ați ajuns în studio. Vreau acum să rog regia să ne pună pe post un material. Am mers la primărie și serviciul de presă a primăriei ne-a explicat ce se întâmplă cu unul dintre funcționari care a revenit, a fost disponibilizat și a revenit înapoi în funcție. Domnul Fleaș, încă la sfârșitul lunii noiembrie, în urma situației create în ce ține alimentația în grădinițe, dar și situația creată la liceul Mihai Eminescu, unde lucrările de reparație au fost tergiversate din vari motive pentru o perioadă mai mult de jumătate de an, iar copiii, elevii, nu puteau reveni la studii, a fost luată decizia și dumnealui a fost eliberat din funcția de șef interimar al Direcției Generale Educație. E automat, cum a fost eliberat din funcție de șef al direcției interimar pe care îl deținea, dumnealui a revenit în funcție de adjunct al direcției. Trebuie să fim corecți și să nu interpretăm legea. Ori, legea nu ne permite eliberarea fără motive din anumite funcții. Ori, dumnealui era funcționar public. Ba mai mult, imediat după decizia Comisiei de Disciplină de la acea vreme, dumnealui a mers... s-a aflat în concediu medical și a revenit de câteva zile în funcție de șef adjunct al Direcției Sănătății. Nu trebuie să facem interpretări pe situație în contextul mai ales în care ne aflăm. Trebuie să spunem lucrurilor pe nume cum sunt. Dumnealui nu deține funcția de șef al Direcției, nu s-a reîntors în funcție de șef al Direcției, ci a fost retrogradat și a revenit în funcția pe care o deținea până a fi numit să exercite funcția de interimar a Direcției Generale Educație. Da, ați auzit părerea serviciului de presă a primăriei și vreau aici să mai spun totuși că, potrivit șefului CNA, un asemenea tablou este descurajant pentru funcționarii care își fac onest meseria. Revenirea în serviciu public a celor condamnați pentru corupție nu este decât altceva mimare actului de justiție. Cum? Ați atins o problemă destul de complexă. Funcționarii publici sau de demnitate publică este o mașinărie. Și această mașinărie, toată povestea se începe de la desemnarea lor. Uh-huh. Fiecare guvernare când vine la putere, își începe a desemna funcționarii săi. Și este normal. Uitați, în Statele Unite îi schimbă în jumătate de an, nu le place un ministru, altul. Deci o mare parte din persoanele importante în administrația, fie publică sau centrală, sunt desemnate de guvernare. Pe principiu, loialitate. E al nostru sau al nostru? Și dacă se discută, noi nu putem să vorbim așa poveștind că suntem în domeniu. Îl invită, o să îndeplinești ce solicităm noi. Noi te propunem, nu o să îndeplinești, vine altul. Deci persoana ori acceptă, ori nu. Sunt unii care nu acceptă. Inclusiv în organele de drept. Prin urmare, un criteriu de a desemna o persoană importantă într-o funcție este loialitatea. Uh-huh. Doi, evident că trebuie să fie și un mecanism de control, fiecare funcționar și are de îndeplinit. Și atât aici se începe toată povestea, fiindcă mulți la noi vin la diferite funcții funcționari publici să-și hotărească niște chestii. Uh-huh. Și asta este slăbăciunea noastră în comparație cu alte state unde este acest mecanism de control, o presă liberă, să zicem, importanța societății civile și așa mai departe, ceea care la noi este foarte slabă. Și societatea civilă, și mecanismele de control, și însăși esența presii care, de multe ori, ea este și ea la chimerul politicului. Cu tot respectul. Deci ați văzut în unele state că dacă este o informație despre un ministru sau ceva, dă demisia. Da. Da, la noi, iată că stau cu obrazul așa roșu, înflați
Și nimic nu s-a întâmplat. Deci avem ministri care recent au demisionat, au dat demisie de onoare. Da, nu chiar așa. Chiar în domeniul apropiat nou cu dumneavoastră. Acolo sunt alte momente care se sub apă. E de altă natură, da, demisie. Nu e acea cultură politică care, într-adevăr, este stabilită pe parcursul la generație. Asta nu se face chiar 20 de ani, este prea puțin. Este o... să zicem, o cutumă, este un respect față de o funcție publică, fiindcă, într-adevăr, în unele state vin persoanele să facă ceva, nu numai să vină ca să profite. Prin urmare, când vedem astfel de cazuri și nu mai putem să le numim, da? Deci dacă este de al nostru, e o chestie, dacă nu este de al nostru, primește și ani grei și nici la serviciu. Aici, și am putea și cazul Gamrețchi și alții mai mulți, iată, unii primari se primblă, da, dacă zicem, Șor și alții, nicio problemă, primar, poate să fie. Deci, în principiu, este o discreditare a legii. A legii, fiindcă avem cadrul legal și avem o altă noțiune care se numește înțelegerea. Eu cred că cu domnul Gamrețchi a fost o înțelegere. Cred că a fost, de ce zic așa? Fiindcă domnul Gamrețchi odată a zis, dacă eu o să povestesc totul ce s-a întâmplat în primărie, jumătate de primărie o să aibă mari probleme. Eu cred că, o mare parte din foștii funcționari și actuali cred că cam tremură să nu le bată cineva. Amenințări de genul ăsta, știți câte au sunat? Da, la tribunii, eu n-am mai fost din tribunile Parlamentului și n-am auzit nimic după aia. Uitați-vă, informația aceasta se stochează și când este necesar, ea se aplică. Și să înțelegem că respectivul funcționar public va reveni să și nu credeți că sunt numai, să nu credeți că numai așa sunt vorbi goale, fiindcă într-adevăr în primărie și nu numai, s-au întâmplat multe chestii care sunt departe de cadrul legal. Și cu terenuri de pământ, și tendere, și așa mai departe. Deci, într-adevăr, nu că el a lansat așa o lozincă, că iată. Nu. Acolo, într-adevăr, dacă se pui, uitați-vă numai la hotărârile Curții de Conturi. Da? Noi câteodată zicem, dar care e rolul și esența Curții de Conturi dacă atâtea încălcări? Și iarăși dar vorbim nu de aparatul de stat. Dar cineva și toate ședințele astea și rapoartele. Iată problema. Deci, câți bani, da, a statului, a noastră cetățenilor, da, buget, se risipesc în zadar sau... Da? Sau nerațional. Cine sunt tras la răspundere? În alte state, aceste persoane nu mai activau dacă ei au comis abuz, da, sau cheltuieli nejustificate. În perioada sovietică era o noțiune, da, dar era foarte clară. Se numea volcii bilet. Și o să vă explic în ce constă. Deci dacă un funcționar public a fost condamnat sau a avut încălcări, el se elibera și mai mult în viață, nimeni, sistem nu niciodată putea să mai mult. Asta era așa o foaie de parcurs, volci bilet, că el mai mult niciodată în viață nu va fi angajat în sectorul de stat. Iată și la noi, dacă ar fi, nu că, iată, cu interdicerea de a ocupa o funcție pe un termen de 3 ani, ce 3? De la 10 în sus ar fi. Dacă vrei să faci bani mari, nici o problemă, te duci în sectorul privat. Tot depinde de abilitățile tale. Dacă vrei să lucrezi în sectorul public, fiindcă și aici este complicat. Noi nu putem să vorbim despre toți așa, că ei toți sunt așa. Lucrează foarte mult, într-adevăr, și în sectorul public și în condiții, fel de fel. Poate organizarea este mai slabă. Și iată că majorarea salariului la judecători și la procurori n-au dat efectele scontate. Adică, ce? La fel putem chiar să vorbim despre chiar și dacă le dăm salarii, dar nu este mecanismul de control, asta nu dă nimic. Dar cine ar trebui mecanismul de control? Care mecanism de control să funcționeze, iată, în situația acestor persoane care zilnic, iată, noi auzim acum la primărie? Să luăm primăria. Cine ar trebui să-i verifice? Bun, eu cred că ar fi, în primul rând, opinia publică.
Cu părere de rău, la noi nu se ia în seamă, fiindcă în alte state erau bombardați toți ăștia de presă, de declarație, de opoziție. Este foarte important. Deci la noi opoziția nu reacționează la toate. Inclusiv, fiindcă aceasta nu este o normalitate și opoziția, rolul opoziției, da? Ca câine de gardă, zicem, în lupta politică. Da? Fiindcă avem termenul ăsta și în, în definiția juridică. Societatea nu se ridică și nu trage la răspundere. Da, avem ONG-uri, avem diferite televiziuni. Opoziția. Politice, în partidele politice aflate în opoziție care se uită, dar poate lor le convine, domnul Nu le convine. Opoziția vrea să vină la putere. Și cum poate să vină la putere? Numai criticând guvernarea. Deci toate aceste fapte nedemne, ele trebuie lansate în discuții, fiindcă aceasta este incapacitatea puterii. Dar la rândul său, puterea care are interes să se mențină, să-și mențină pozițiile, este nevoită este nevoită. Deci cea mai bună metodă de a convinge oamenii să te realeagă este să demonstrezi că tu nu vrei, să tu nu-ți furi propriul popor. Or, o voință de nestrămutat în a lupta cu corupția, inclusiv în a nu permite persoanele, funcționarii publici, în special cei care ocupă funcții de demnitate publică, care s-au compromis, nu să stea, cum spunea domnul Adrian, cu brajii roșii, dar să demonstreze că ei se disociază de acest fenomen și ei nu-i mai tolerează în rândurile lor. Pentru că doar așa ei pot menține o aparență de corectitudine și de faptul că pentru ei interesul public e mai important decât interesul personal. Ori dacă poți să faci orice, oamenii nu iartă niciodată faptul că se tolerează corupția. La noi, cu lupta cu corupția, politicienii își amintesc și fac multe declarații. Politicienii din toate guvernările își amintesc că trebuie să lupte corupția cam prin campanie electorală și cam încep să uite despre asta imediat după campanie electorală. Da, aveți aici, doar în campanie începe așa lupta. Indiferent, eu nu vreau să zic că începe lupta. Eu vreau să cred că CNA este o instituție care și-a mărit independența. Eu nu vreau să bag mâna în foc că este 100% independent sau nu aș spune niciodată că este o instituție subordonată politic. Vreau să cred că și-a sporit independența de acolo unde era acum 4-5 ani în urmă. Vreau să cred lucrul ăsta că sunt mai mulți oameni care își fac cu dedicație meserie. Și mă bucur aceste declarații ale directorului CNA despre faptul că da, se reduc eforturile, se mimează actul de justiție dacă revin în funcție funcționarii corupți. În acest sens, ce vreau să zic eu? Sunt de acord cu ceea ce spune domnul Midrigan și probabil dumneavoastră nu este la curent că există un proiect de lege deja de vreo 2 ani. Probabil, pentru că chiar eu am lucrat la el fiind în CNA. O să mai stea, cred că ce vreau să spun eu? Intuiția mea și a colegilor cu care am lucrat la acel proiect de lege, sensul care era următorul. În cazul în care o persoană se face vinovată de un act de corupție, atunci privarea de drept, nu se fac privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita anumite activități, fiindcă îl privează dreptul de a fi polițist de sector și îl angajează a doua zi în funcție de polițist care efectuează un alt tip de lucru. Cum ați spus, se mută în birou vecin. În sectorul public. Interdicția trebuie să se refere la sectorul public, de a ocupa vreo funcție publică, nu o anumite funcție publice. Este important, crucial, să se elimine sintagma anumite funcții, ci de a mai ocupa funcții publice în general pe o perioadă nu de până la 3 ani sau 5 ani, fiindcă termenele de privare, apropo, care se dau de către instanțele de judecată, nu sunt foarte mari. Și propunerea noastră era ca să fie de cel puțin 10 ani, iar pentru formele agravate, de la 15 ani până la 20. Pentru că pot fi și aceste pedepse mai mari. Noi chiar ne gândeam la posibilitatea de a introduce interdicția pe viață, însă părerea judecătorilor care erau membri în grupul de lucru spuneau că atunci ideea pedepsei penale este că persoana îi dai o șansă să se reabiliteze, să se schimbe. Da, este reeducarea persoanei. Iar dacă îi pui pe viață, într-un fel, presupui că Midrigan, el nu se mai poate element corecta care am putea niciodată să spunem că e de vină în situația dată când din nu păcate, este stipulat. Din păcate această modificări, scopul cărora era erau câteva elemente, să transforme
Deci amenda să fie pentru acte de corupție proporțională cu mita, deci să nu fie pedepsit ăsta care a luat o mită că îi mor copiii de foame acasă, chiar dacă nu-i moral, moral nu-i niciuna, nicio formă de mituire nu este morală. Dar să nu-i confundăm pe ăștia care iau cu milioanele și plătesc 20.000 de lei amendă cu unul care a luat 500, care tot 20.000 euro și cineva plătește. Da, să nu-i pedepsim de sute de ori mai mult pe cei care au luat o sumă mică în comparație cu cei care iau milioane și pentru ei. Bine, dar aici intrăm pe un alt câmp, vorbim deja despre situații... Nu, asta vreau să spun că era un proiect de lege care încearcă să facă actul de corupție descurajant, demotivant, prin faptul că îi se ia pentru ce el să vășește un act de corupție, să se îmbogățească. Deci Asta sunt metodele de luptă. Cum îl luptăm cu această corupție? Da, și dacă suntem eficienți în această luptă? Plus, ca să-l previi pe viitor, îi pui o interdicție de a reveni în funcție pe un termen care este unul considerabil. Am înțeles. Domnul Midrigan, aici ce aveți a spune? Este... Băi, am de a spune multe, numai nu știu dacă este rostul. Fiindcă deci aici... Cadrul legal la noi, în principiu, dacă ar funcționa... Fiindcă uitați-vă câte organe de control avem. Iată, noi discutam în alte emisiuni că SIS-ul, conform unei legi, nu știu cum se numește, are dreptul tot timpul să verifice averile judecătorilor, procurorilor. Și ăștia obraznic habar nu au cu proprietățile. Când îl întreabă de unde e luat, că dacă care-i treaba ta. Deci aici e imaginea funcționarului public, nu numai că s-a reîntors într-o funcție sau alta. Este o imagine vorbim despre funcționarii de stat, miniștri, viceministri, fel de fel. Deci noi nu avem încredere, imaginea funcționarului public, mai ales la nivel înalt, ea este știrbită. Foarte tare. Da. Și noi care contribuabili le plătim salarii, noi nu suntem satisfăcuți. Și când se începe, iată, cine lucrează parcă bine, procuratura tot mai bine și curtea de conturi parcă tot bine, dar toți împreună rău. Dar de ce rău? Da? De ce? Dacă toți lucrează bine, chipurile ia ca o hârtie de pe un etaj să duci în alta, dintr-o clădire să duci în altă, și la urmă bani mai puțin, oamenii n-au încredere, oamenii pleacă mai tare și mai tare. Dar voi cu ce vă ocupați așa, trudindu-vă, că oamenii tot mai puține și mai puține? Deci, probabil șeful CNA-ului a avut în vedere și lucrul ăsta, că deja și CNA-ul apare imagine. CNA-ul e mai mult un organ de investigație, să zicem. Este procuratură, sunt alte organele care trebuie să-și bată. Orice partid politic când vine la guvernare, vine cu un program. Da? Iată, o să facem aceea și aceea și aceea. Ceilalți deja, să zicem, prin mecanismele legale, promovează acest program. Fiecare vine, primește susținere că iată, o să schimbe ce, o să facă ordine, o să facem o regulă la angajarea funcționarilor. Sunt la noi tinerii. Eu predam la universitate, văd, 70% din masteranți nu lucrează. Face masteratul și nu lucrează. Sunt, dar vin alții prin alte căi și se angajează în toate organele. Și eu cunosc studenții mei că din 2000, am aproape 20 de ani, unii care două cuvinte nu puteau lega, acum ați șefi, nu vreau să indic instituțiile. Da, știți ce îmi spun și mie masteranzii? Că în ziua de azi trebuie să știi la care partid politic stai alături și atunci și te ridici mai repede. Și asta e din păcate. Și e foarte trist. Este foarte trist lucrul ăsta. Și copiii care învață pe note mari și sunt foarte deștepți nu reușesc mai să largă ajungă. Asta când vorbim despre calitate. Vreau să mai punem încă un material video la fel despre o situație din primărie. Nu este decizia primăriei sau a primarului general interimar Silvia Radu de a-l readuce pe Gămărețchi în funcție de șef al direcției transport. Este o încercare prin intermediul instanței de judecată de a fi repus în funcție. Mi-am expus poziția publică, o poziție fermă și am spus că domnul Gămărețchi nu va reveni în funcție de șef al direcției transport. Ba mai mult, astăzi chiar a fost organizat concurs pentru desemnarea șefului Direcției Generale Transport Public și Căi de Comunicație. La acest subiect cred că punem punct și nu mai revenim.
Aceeași situație și în cazul altui funcționar public și aici vreau să ating o temă care până la urmă doare și cetățenii simple și nu se înțelege din ce cauză apar așa situații. Când se face disponibilizarea pe un act de corupție, cum ați menționat dumneavoastră, foarte minuscul, foarte mic, după aceea omul acesta revine în funcție, nu îi se demonstrează nevinovăție și presa, din păcate, de colegii mei, nu abordează această temă că omul a fost intenționat băgat în mașinăria de luptă cu corupție pseudo, de luptă, că oamenii sunt directori de școală, eu știu, care au revenit și au fost aduși în situația de a-i se deschide dosare penale pentru că au fost prinși cu mită și alte acte de corupție în care, cum sunt situațiile recente în primărie, în care sunt deschis oamenii, demonstrat că el are aplicat o condamnare sau alta și lumea vede cu ochii deschiși că acest om, într-adevăr, a contribuit la furtul unor bani sau la niște scheme urâte în primărie și ei revin înapoi și iarăși nu se spune nimic. Ce se întâmplă cu ei după? Iată aici, păcate, unde este greșeala? Cine se greșește? CNA-ul trebuie să se autosesizeze? CNA-ul, din câte cunosc, se autosesizează și transmite scrisori către instituții în care le atenționează, încearcă să le explice prevederile cadrului legal și să le spună la conducătorii de instituții publice că ei nu ar trebui să ia la serviciu înapoi pe cei care au fost condamnați pentru un act de corupție. Pentru că odată ce a fost adoptată o condamnare, CNA-ul cam nu prea mai poate să-i spună judecătorului, și dacă e definitivă, nu mai poate CNA să-i spună judecătorului că trebuie altfel să-i aplici pedeapsa și de ce e aplicat sau nu pedeapsa complimentară sub formă de privare de dreptul de a ocupa funcții. Dar judecătorul demonstrează că el nu a fost vinovat și până la urmă nevinovăția este... Deci, dacă e achitat persoana, nu mai putem să vorbim despre nimic. Noi vorbim despre... Deci, la moment, din câte eu cunosc ultimele cifre pentru anul 2017, rata de condamnare pentru un act de corupție. Deci, toate cazurile care au fost transmise în instanța de judecată, rata de condamnare este de 94%. Deci, doar 6% sunt achitați. Noi nu vorbim despre o rată mare de achitări în dosarele de corupție. Asta înseamnă că nivelul de probare este unul la un nivel suficient încât să existe un procent atât de mare de condamnări pe aceste categorii de cazuri. De multe ori, sigur, că se iau în flagrant, de multe ori oamenii înțeleg că e mai bine să recunoască vinovăția pentru că în cazul ăsta poate nu stau în arest la domiciliu și nu stau în arest în izolator și așa mai departe. Na, și dacă și-a recunoscut vinovăția, asta este automat o să fie condamnat pentru că el tot nu neagă. În fine, sunt un cumul de factori, nu despre asta vorbim. Cert este faptul că noi, ca și popor, nu avem deocamdată o cultură juridică, politică, numiți-o cum vreți, în care funcționarul public să-i fie atât de rușine dacă a fost doar arătat cu degetul. În multe țări, zicea și domnul Midrigan, doar în momentul în care apar discuții, un funcționar își dă demisia pentru că este rușine. Așa s-a întâmplat noi, cu primarul general la noi, la care noi nu a mai dat demisia în momentul în care s-a arătat cu degetul. Nu vreau. Sunt foarte multe cazuri, nu vreau cum să spun despre niciun caz aparte, pentru că nu vreau să intru în zona politică. Dar sunt foarte multe cazurile când o persoană deja și condamnată nu vede nicio problemă în a reveni și nu este rușine deloc. Bine, e latura lui ca și angajat că a revenit. De ce nu i-a aplicat judecătorul? De ce judecătorul consideră că să fii funcționar e acceptabil să iei mită și să revii în funcție? Pentru că, de fapt, îi permite judecătorul, prin faptul că nu-i aplică o pedeapsă complementară sub formă de privare dreptul de a ocupa funcții. Deci, unul îi permite judecătorul. De ce avem judecători cu salarii mari care ar trebui să fie mai incoruptibili sau care ar fi trebuit să-și mai rezolve problemele de corupție? Pentru că dacă am avea judecători integri, ei la rândul lor tot nu ar tolera corupția și în privința persoanelor pe care îi condamnă. Și nu avem aici, domnul Midrigan, un cerc vicios? Dacă judecătorii continuă să considere, având salarii mari și noi presupunem că ei sunt incoruptibili, ne punem întrebarea cât de incoruptibili sunt acei judecători care într-un fel îi favorizează pe persoanele care tot ei condamnă de acte de corupție pentru că le permit să revină la serviciu. Deci, eu am impresia că corupția ne-a înghițit cu definitiv poporul nostru și noi nu să putem să ieșim. Doi, la locul lui de muncă, există, domnul Midrigan poate mă ajută ca avocat care are o experiență de un avocator mult mai bogată decât mine. Există temei pentru angajator
să-l concedieze în legătură cu faptul că a pierdut încredere. Există așa ceva? Evident. Că a pierdut încredere în legătură cu o abatere săvârșită la locul de muncă. Persoana, chiar dacă este sub urmărire penală și chiar dacă nu i s-a demonstrat, n-a mai fost atras la răspundere, asta este expres în comentariu la codul muncii. Dacă îi se... angajatorul tot îl poate da afară în legătură cu faptul... Măcar suspendat pe perioada anchetei, dar este temei de concedere faptul că el a pierdut încredere, a săvârșit o acțiune prin care el a pierdut încredere. Acum, care șef de instituție publică poate spune că are încredere într-un angajat al său, care, lăsăm la o parte suspiciuni, a fost condamnat pentru un act de corupție, bine, nu l-a privat instanța de drept, nu știu de ce. Dar de ce el continuă să aibă încredere în el că o să lucreze bine? Ori la noi oamenii nu prea deosebesc, muncește bine și e amită, tot e bine. Deci asta e problema. De ce spuneam eu că noi ca și popor avem o problemă de cultură juridică și cultură politică? Deci noi tolerăm politicienii care fură, noi tolerăm în funcții, deja fiind funcționari sau la firme, nu contează. Și problema este că oricare persoană din sectorul privat, din păcate, în momentul în care o să fie funcționar, deci el e critică, dar dacă se schimbă cu locurile... Credeți asta? De multe ori ar proceda la fel, din păcate. Nu de atâta e o problemă ca și eu am impresia că numai cei care se învârtesc în mașinăria asta așa și rămân, dar din domeniul privat când ajung ei nu se comportă un pic altfel. Dar ei de unde vin? Ei toți vin de acolo. Deci cum ajung în instituții publice? Ei tot vin, de toți sunt și politicieni, și funcționari. Noi toți suntem, ne tragem în același popor. Noi avem aceeași mod de... Noi toți privim aceleași televizoare. Noi toți citim aceleași reviste. Dar de multe ori, până la urmă, dacă... Margarita, mi-a venit o idee. Și puteți să o fixați. Iată, de grabă o să aveți dezbateri. Electoral. Și să întrebați pe fiecare. Ce o să faceți, domnule viitor primar general, dacă o să fie suspiciuni foarte serioase de față de unii funcționari din primărie, indiferent de culoarea politică, da? Fiindcă viitorul primar general o să-și formeze echipa. Fiindcă Partidul Liberal atât a modificat legislația administrației publice locale și legea privind statutul special al municipiului Chișinău, că i-a dat atâta împuternicirea, adică el pune pe cine vrea, că o să-i întrebați, dacă o să fie, fiindcă cetățenii de multe ori se revoltă, anume de aparatul primării, cum îi funcționează, cum se examinează plângerile, cererile și așa mai departe, stăunile materiale cu ani, fiindcă nu trece prin Consiliu, da? Iată, o să-i întrebați aici, domnilor, dacă o să fie, da? Uitați-vă, jumătate din primărie aceea, da? Când se începe ceva, că nu face unul, secția arhitectură, fel de fel. Deci sunt foarte multe, iată chiar ultima schemă cu pământurile, unele persoane reținute. Ani de zile obraznic negociau cât și cum, sau cu autorizarea construcțiilor sau legiferarea construcțiilor ilegale. Uitați-vă că persoanele astea nici nu își dădeau seama că ei sunt într-o funcție publică, da? Și trebuie să slujească. Iată, o să întrebați. Neapărat o să facem lucrul ăsta. Ați vorbit despre corupție. A intrat foarte profund în oasele noastre. Și nu numai cei care eu. 60% dacă luăm, sunt cei care vin și propun. Au de hotărât o chestie și de multe ori ilegală. Fie cu pământul, fie ceva în arendă, fie ceva un imobil, fie o permisiune de a construi un balcon care nu poate să fie, sau de a construi nu știu ce, care acolo nu este permis, este zona verde și așa mai departe. Deci, de mai multe ori, inițiatorii de a da mită sunt cetățenii. Cetățenii sunt inițiatori pentru că acolo se întâmplă. Numărul e egal întotdeauna. Cei care dau și cei care iau. Eu zic 60%, fiindcă așa este în oasă. Nu se poate, dar dacă... Da, dar asta li s-a format oamenilor moldovenilor în minte datorită faptului că s-a întâmplat lucrurile. Și cum credeți moldovenii ăștia care în momentul în care ajung într-o funcție publică? El nu ia, vreți să spuneți. Referitor la schimbările în primărie, bine, acum se organizează multe, reorganizează primărie și se întâmplă multe, dar până la urmă am impresia că revenim la aspectul pe care dumneavoastră l-ați menționat la începutul emisiunii. Politicul, până la urmă, niște lucruri le transformă în acte de...
Da, vreau să revin răzbunare, că... Și vreau telespectatorii să pună pe post regie un material video, să vedem ce se întâmplă la momentul de față, chiar ieri, alaltă ieri, transformată fiind primăria cu alte funcții care la fel sunt disponibilizați din cele mai importante direcții a primăriei. Dacă vorbim în general de fluxul de cadre, am văzut câte întreprinderi au fost schimbat managementul întreprinderilor. Pentru 7 direcții, la începutul lunii februarie am anunțat concurs public și zilele ce urmează vor fi desemnați noi directori. Concursul a fost publicat pe timp de 30 de zile. Și vorbim nu de altceva, dar de 7 direcții, printre cele mai importante în administrația publică locală. Vorbim Direcția Generală Finanțe, Direcția Generală Transport Public și Comunicație, Direcția Generală Educație, Tineret și Sport, Direcția Comerț Alimentație Publică, Direcția pentru Protecția Drepturilor Copilului, Direcția Autorizare și Disciplină în Construcții. Vedem că toate sunt direcții foarte și foarte importante pentru activitatea administrației publice locale. Toate funcțiile noi și care au rămas vacante se ocupă prin concurs, la fel se va întâmpla și în cazul întreprinderilor municipale. Am spus, au fost desemnați conducători interimari până la organizarea concursurilor publice în acest sens. Către dumneavoastră, domnul Săn, am întâlnit pe internet niște cazuri unde citisem că șeful se înțelege cu angajatorul său, că îl disponibilizează, după aceea, iarăși, la înțelegeri, la cunoștințe, la nu știu ce, apoi, după aceea, nefăcând nimic, o perioadă de timp foarte bună, această persoană este readusă în funcție și personal, revenind în funcție, cere de în stat și salariu și în cazuri în care nu a fost condamnat sau nu... Așa scheme, așa tip de scheme ați întâlnit? Ce părere aveți despre așa ceva? Bine, asta este temeiul pe care cel mai des îl invocă șefii de instituții care pe perioada anchetei refuză să suspende din funcție persoana pentru că ei zic, da bine, în cazul în care o să fie achitat și el o să revină la serviciu, o să trebuiască să-i plătesc toată perioada asta de concediu forțat care l-a avut. Pentru altceva ce aici spuneți că se înțelege cu șefii, eu nu știu în ce context se înțelege. Dar cât e de dificil să depisteze așa caz? Căldea afară și pe urmă asta se restabilește și șeful nu prea bine se apără în instanță ca să... Eu nu știu. Nu ați întâlnit așa cazuri și ele sunt dificile. Eu nu vreau să zic că nu-i funcția mea să depistez cazuri. Este inspecția muncii pentru care efectuează verificări la loc a respectării legislației muncii. Este procuratura care verifică în ce mod se poate supravegheze executarea, punerea în aplicare a sentințelor de judecat. Depinde de context. Eu presupun că tertipuri, eu nu exclud deloc ceea ce spuneți noastră, că așa ceva ar putea să existe. Deci sunt... Întrebarea este de ce o fac oamenii și problema la origine are exact aceeași sursă. Lipsa culturii juridice și politice, cum spuneam eu. Deci la nivel macro este cultura politică, la nivelul instituțiilor vorbim despre o cultură juridică în care atât politicienii cât și funcționarii în loc să se preocupe în primul rând de interesul public, se preocupă de interesul lor personal și din păcate deseori nici măcar nu înțeleg că e o problemă sau că e ceva în neregulă. Ori, dacă noi vrem să se schimbe societatea, noi nu trebuie să cerem în primul rând de la omul ăsta care vine să dea, cum zice domnul Medrigan mai des, sau ăsta care dacă vrei să faci o schimbare, tu trebuie să fii tu primul care nu ai ce să-ți reproșezi în acest sens. Deci dacă la nivel de politicieni, la nivel de parlamentari, miniștri, am vedea cu ochiul liber că este o intoleranță absolută pentru fenomenul corupției, că se spune, vai de mine, este judecat sau îl suspendăm, ne disociem de el,
din păcate, nu prea observăm lucrul ăsta. Sau deseori îi spun, a, eu am zis pentru presă, dar nu vreau să declar și la procuror că sunt cunoscute acte de corupție, a fost o declarație politică. Cetățeanul vede și vede această irresponsabilitate din partea funcționarului, după care el se întreabă, dar eu trebuie să colaborez cu anchetatorul, eu trebuie să denunț, eu, ce trebuie să fac eu? Ce am vreți înțeles. Voi de la mine la nivelul meu, dacă voi la nivelul vostru aveți alte standarde? Deci, dacă vrei să pornești o schimbare în sensul ăsta, și în sensul respectării interesului public, și în sensul sporirii climatului de integritate, trebuie să pornească de sus. Deci semnalul trebuie să fie foarte clar. La nivel de clasă schimbarea politică, culturii sau juridice sau șef politice, de instituții au... care după care o să poată să meargă și mai jos la nivel de funcționari. Dar ei fiind până la urmă cei mai corupți, ce se întâmplă? Domnul Midrigan, schimbarea culturii politice, schimbarea culturii juridice ține de o perioadă mult mai lungă. Fenomenele care se întâmplă acum sunt acum și ne privesc acum pe noi. Din acest motiv, oamenii descurajați fiind încep, cum am zis și dumneavoastră, ați menționat, să plece mai mult. Toate lucrurile acestea care acum se întâmplă și acea nemulțumire a șefului CNA-ului și acele jocuri politice care sunt în primărie, ele aduc până la urmă la o latură a schimbării radicale sau a continuarea și trecerea încă și mai adâncă în starea aceasta de neîncredere a societății în tot ce ne înconjoară? Noi facem referință la unele state europene. Întotdeauna. Și știți de la ce s-a pornit ordinea? Da, vă rog într-un minut. Da? De la clasa mijlocie și de la sfera de afaceri. Sfera de afaceri are nevoie de reguli clare și funcționari de stat care se respecte. Fiindcă afacerea, economia ține statul, nu politicienii. Politicienii sunt deasupra aici, dar anume sfera de afaceri, fiindcă ăștia dau locuri de muncă, ăștia salarii și așa mai departe, ei presează ca să aibă, fiindcă fără birocrație, fără aparatul de stat, niciun stat nu poate funcționa. Iată, ăștia, clasa mijlocie, trebuie să facă presiune ca anume aparatul de stat să funcționeze, ca să fie o regulă foarte clară și să se curiță. Ăștia trebuie să facă presiune, fiindcă politicul întotdeauna vrea să profite de situație. Și ei profită foarte bine, din păcate. Evident. Vă mulțumesc pentru prezența în studio, doamnelor și domnilor. Ne revedem marți și vineri la 19:00 în alte ediții ale emisiunii Noi despre Noi. La revedere!